Salut! Duminică dimineața. Cam de vreme pentru duminică, dar am puțin de treabă în oraș și vlogul de astăzi o să fie despre Reșița, da. Văd că nu e prea frig afară. Mașina n-a înghețat. Este bine. Scoatem cheile, vedem în care buzunar le-am pus. Așa. Ne așezăm un pic aici cheile și vedem cât îi dă frig afară. Termometru ne arată 3 grade. Ce tobe silențioase are. Bun. Azi o să-mi văd un pic de treabă. O să merg să rezolv ce am de făcut. Și după aia o să stau un pic de vorbă cu voi. O să vă povestesc câte ceva despre Reșița. Sper să vă placă video-ul de astăzi. Și vă doresc vizionare plăcută. În cazul care vă place, nu vă place, nu-mi pasă. Dați un like, un share și probabil un subscribe. Fiți darnici și împărțiți și cu prietenii voștri de acest video. Acum sunt în partea de sus a orașului, vin dinspre podul de la TMK. Și mă îndrept spre drumul Lupacului pentru că vreau să vă ofer o priveliște frumoasă asupra orașului Reșița. Pus limitatorul la 60 la oră, să nu depășim limita legală, e ușor de depășit. Nu știu pe unde stau cu radarul și prefer să evit să dau explicații inutile. Sper că să luați și voi exemplu bun, să băgați, să fiți cu băgare de seamă când circulați, să nu depășiți limita legală și să aveți tot timpul, mai ales pe sezonul acesta rece, o distanță corespunzătoare față de cei din față. Sunt mulți care nu își dau seama că vor să schimbe direcția, sunt mulți care nu folosesc semnalizatorul, deși e o manetă care se află aici, în stânga volanului. Da? Ok, deci semnalizăm, circulăm corespunzător. Un lucru care nu mi-a plăcut, sau mă rog, a început să nu-mi placă mai mult, a fost calitatea drumurilor. Asta începând de la vârsta de 18 ani, de când am luat permisul. Până atunci nu prea mi-a păsat, circulam foarte mult cu bicicleta, deși nu se vede, da. Ok, circulam foarte mult cu bicicleta până la 18 ani, puțin și cu scooter cu pedale. Deci, da, ca idee nu mi-a păsat așa de mult de calitatea drumurilor din oraș de la mine. Acum începe să-mi pese din ce în ce mai mult, pentru că dacă nu merg zilnic, cel puțin de 3 sau 4 ori pe săptămână, circul pe drumurile din oraș, și asta fiindcă 2 zile din săptămână le muncesc aici, în oraș, în Reșița, celelalte 3 la Lugoj, iar pe weekend se nimerește să fie câte ceva de făcut și atunci ba am puțină treabă prin Govândar, ba prin partea de sus a orașului, și să tranzitez zona triaj mi se pare un chin, mai ales dacă ai cauciucurile cu talonul mic, peretele lateral este mic și simți toate șocurile. Ok, bun.
văd că sunt anumite porțiuni care sunt preparate. Drept e că nici nu s-a putut efectua vreo lucrare de întreținere corespunzătoare asupra drumurilor, pentru că mai tot timpul s-a găsit câte o conductă de schimbat pe aici pe acolo și uite, spre exemplu, vara asta, în zona Govândar, pe toată porțiunea, să zic așa, pe toată porțiunea străzii Făgărașului era asfaltat. Și chiar și trotuarele erau proaspăt asfaltate și după ce că s-au asfaltat, s-au trezit că trebuie schimbate conductele de apă. Oh. Da. Și atunci s-au pus și spart un ăsta, cum îi spune, un trotuar în stare foarte bună, adică nu avea nicio denivelare, nu avea nimic, era perfect, perfect, perfect. L-au spart, l-au spart. Au înlocuit toate conductele necesare și ok, asta a fost, dar după aceea nu a mai revenit totul la loc, adică nu s-a mai turnat un singur strat de asfalt, să fie o singură pătură. S-a făcut reparația prin peticire și arată jalnic. Arată chiar jalnic. Da, deci sunt câteva frustrări legate de oraș. Nimeni nu cred că cere să aibă drumuri excepționale ca să meargă foarte tare pe ele, dar pe partea cealaltă nimeni nu vine de la primărie sau de la cei care au în administrare calitatea drumurilor și reparațiile lor, nu vin de CNA, de Reus, cred că erau. Nu vine nimeni să-ți spună, bă, uite, ia și tu niște bani să-ți repari bucșăraiele și alte cele. Sunt mașini la care costă bucșăraiele câteva sute de lei, 400-500 de lei, să zic, maxim, pentru toată mașina. Și sunt mașini care costă destul de mult. Nu știu dacă convine la oricine să schimbe bucșăraie o dată la 2-3 ani. Da. Sper să se vadă. Ops, am prins pe copilul combustibil, trebuie să mergem azi la benzinărie să băgăm motorină. Asta mi s-a părut o chestie tare ciudată, de ce tot timpul se numește benzinărie și nu se numește stație? Da, nu știu, ciudat. Oricum. Ha, avem un view foarte frumos asupra orașului. Ok, haide să începem să vedem ce se întâmplă. Bun, deci aici în stânga avem strandul Titanic. Ok. Acolo în față avem camera de comerț, acolo sus a fost unitatea militară. Drept în față se vede catedrala, nu este, de fapt, biserica de lângă Ștefan Anghel, liceu unde am făcut eu 4 ani, unde am petrecut 4 ani din viață. Și în partea aceea, încă parte din Lunca, Lunca Pomostului, cum îi spune. Iar în față de tot este Mociuru, cartier foarte, un cartier de evitat pe scurt. E frig, așa că mă voi duce într-o... Ah, da, în partea cealaltă se vede centru. Știu cât o să prindeți pe cameră, dar... Da. Vezi că toți cărțile, arcurile de la scaunul ăsta, are niște arcuri în partea de jos ca să balanceze, gen cum era la bicicletele alea cu tohanurile alea vechi. Bun.
Bun, bun, bun. Adesso ieși incorrect și prin partea cealaltă, să nu oprai vedere foarte bună aici așa. Timpul fii si 100% sigur că te-ai asigurat de 2 ori măcar în fiecare parte. Bun, coborâm. Coborâm. Ok, deci săptămâna trecută știu că am făcut un vlog despre faptul că vreau pentru celălalt C-Class care l-am, pentru W203, să duc jantele la sablat și vopsit în câmp electrostatic. Asta am și făcut. Imediat a doua zi după clip, am reușit să dau de o firmă din Timișoara care a făcut un preț destul de bun, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru sablare și vopsire de o culoare foarte apropiată de cea a mașinii. Este un gri, tipul mi-a zis că va fi un gri metalizat. Nu, pardon, gri. Cum îi spunea? Nu gri metalizat. Cu veveniță moartă. Gri SDF, da, așa îi spunea. Ok, deci tipul mi-a făcut o ofertă foarte bună la preț. N-am ezitat, m-am urcat în mașină și am dus jantele la el. A trecut o săptămână de când jantele sunt la el. Tipul mi-a spus că durează aproximativ 2 săptămâni. Pentru cine e interesat, poate să mă contacteze. Deci dacă vreți să duceți și voi jante la sablat și sunteți din zona de vest a țării, gen foarte aproape de Timișoara, puteți să-mi lăsați un coment în secțiunea de comentarii sau puteți să mă contactați pe adresa de mail care o găsiți la secțiunea About de pe canalul meu de YouTube. Bun. Toate bune și frumoase, am dus jantele, dar acum sunt deja nerăbdător. Știu că mai este o săptămână. Sper ca până pe vineri să mă sune și să-mi spună ok, hai să ții jantele. O să fiu curios să văd cum arată. Și mai mult decât atât, o să fiu curios să văd cum dau jantele pe mașină. O să caut niște anvelope destul de frumoase pentru vară. M-am gândit la... Neapărat m-am uitat la clasa de aderență A pe umed. Asta a fost un prim factor de alegere a anvelopelor pentru orice sezon. Deci, cum îmi aleg eu anvelopele e în felul următor. Intru pe un site în care sunt mai mulți ofertanți, gen cum e compare.ro, aleg în primul rând dimensiunea corectă, după care mă asigur că e bifat filtrul cu clasa A de aderență pe suprafață umedă. După ce am făcut asta, mă pun și dau ordine de la ordine crescătoare, de la cel mai ieftin până de la cel mai scump. Evit firmele necunoscute și încerc să caut prima firmă cunoscută, mai cu tradiție, care oferă un preț foarte bun. De obicei sunt adeptul să nu plătesc așa de mult firma, cel puțin în ceea ce privește anvelopele, pentru că să vă spun și de ce. Dacă vrei să... Nu vreau să înțelegeți că cei gen Continental sau Michelin nu fac anvelope foarte bune. Sunt foarte bune anvelopele lor, dar ei mai au și niște subsidiare. Să vă dau un exemplu. Michelin deține Tigar, Riken, care sunt firme low cost. Continentalul deține Debița. Nu, mint, nu, Continentalul nu deține Debița, Dunlopul sau Goodyear-ul parcă dețin Debița.
Și atunci, dacă o firmă de renume mare, gen cum este Continentalul sau Dunlop sau Michelin, dețin o subsidiară de mai scăzută ca și renume, de ce să nu mă uit și la oferta lor? Pentru că ei impun niște standarde când cumpără o firmă de genul ăsta. Deci când Conti cumpără o firmă mai micuță, ei vor ridica fabricile acelea la un anumit standard de producție. Și acel standard de producție este de multe ori mulțumitor pentru obține o calitate la fel de bună ca și firma mamă, cum s-ar zice. Cazul meu, da, prima opțiune pentru iarnă era Nokianu, dar fiind 500 de lei anvelopa pe dimensiunile acestei mașini, deci să vedem ce ne oferă următoarea companie care are cât de cât o reputație bună și are și clasa bună de aderență pe suprafață umedă. Și am găsit la bani mai puțin, la jumătate de preț mai exact, am găsit debița. Deci asta este un truc la care am apelat ca să am anvelope noi, să aibă clasă bună de aderență pe suprafață umedă și să nu-mi pun viața în pericol a mea, a ocupanților mașinii mele sau a celorlalți participanți din trafic. Bun, am deviat, revenim. Sunt foarte curios cum o să arate anvelopele și cu jantele proaspăt pregătite pentru vară pe C-clasul vechi, cât și pe C-clasul ăsta, pentru că am cumpărat și pentru el un set de jante recondiționate și vopsite, sablate și vopsite în câmp electrostatic. Tot din Timișoara. Atunci o să facem o vizită, dar sigur o să facem astăzi o vizită. Opa, tipul ne-a blițuit, înseamnă că este radar aici. Cum spuneam mai încolo, o să facem o vizită la benzinărie. O să merg cu amândouă mașini să le alimentez. Da, un loc foarte, foarte des frecventat de poliția rutieră. Stau foarte des la pândă aici. Avem o problemă. Suntem pe roșu. Care e tehnica mea de abordare când avem o astfel de problemă, da? Păi, vă zic eu care e rezolvarea. Facem plinul. Bun, deci suntem pe roșu. Și ce e de făcut? Păi, e simplu, facem plinul. De ce nu l-am făcut până acum? Pentru că varii motive. Unul ar fi că n-am apucat, lucrez foarte mult în timpul săptămânii și dacă na, azi cum s-a nimerit să circul puțin mai mult în oraș, s-a aprins becul, eram la un sfert de rezervor, imediat sub un sfert de rezervor se aprinde roșu. Ok, bun, trecem peste. De ce e bine să faci plinul? Păi e bine să faci plinul fiindcă nu stai cu ochii atât de des pe cadranul de nivel de combustibil. Doi la mână, pentru că dacă te duci odată și bine la stație și alimentezi, faci plinul, nu mai ești nevoit să mergi de 3, 4, 5, 6 ori decât ai merge normal la stația de combustibil. Da? La benzinărie. Dacă alimentezi în mai multe tranșe, vei ajunge să bagi tot aceeași sumă în decurs de o lună. Spre exemplu, azi mergi cu 50 de lei, săptămâna viitoare cu 50 de lei, deja ai o săptămână, diferență de o săptămână în care ai băgat deja 100 de lei.
În următoarele 2 săptămâni mai repeți exact aceeași manevră, adică încă 100 de lei, deja ai 200 de lei. Când de la bun început tu dispuneai tot de aceiași bani, dar fiindcă ai fost chitră și n-ai vrut să-i bagi deodată, ai băgat cu țărăita. Și ce înseamnă asta pentru mașina ta? Înseamnă că mergi foarte des de la sfert de rezervor spre gol și tot timpul îți trage impuritățile de pe fundul rezervorului. Se îmbăxește filtrul de combustibil mai repede decât necesar și vei ajunge mai des în service. Recomandarea mea e faceți plinul cât mai des și mergeți până când aveți jumătate de tank, iar alimentați jumătate de tank, iar alimentați și veți fi tot acolo cu banii. Vă asigur eu de chestia asta, că dacă chiar vreți o demonstrație, o facem și pe foaie să vedeți că e exact același lucru. Bun. Ce combustibil băgăm? Pe perioada sezonului rece eu bag tot motorină premium, pentru că am 2 mașini cu consumatoare de motorină. Pe perioada verii tot motorină premium, pentru că diferența aia de câțiva bănuți nu îți usucă buzunarul. În loc să dai, eu știu, dau un exemplu, în loc să dai 200 de lei la un plin, vei da 220 de lei maxim dacă bagi combustibilul premium. Deci o diferență care se traduce la 20 de lei, poate un pachet de țigări în decursul unei luni împărțiți la 30 de zile, vedeți că per total nu se merită să te zgârcești la câțiva lei. Acestea fiind zise, trebuie să mă bag și eu la pompă să alimentez. Alimentăm W204, după care mergem să facem plinul și la W203. Hai, vă doresc o zi bună, toate cele bune, numai bine!